Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Mai rar instituția, logona 5 2014. Domnul Paul Vasilescu, profesor universitar, decanul Facultății de Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule decan. Bună seara. Logona este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Am citat 266 alineatul 1. V-a luat prin surprindere. Logona? Nu neapărat. Este o instituție majoră a unui civil, pentru că dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi fost reglementat în primul rând. În al doilea rând, este pusă în fintea instituției căsătoriei. Deci, aici se pot deduce mai multe aspecte, după cum analiza ar trebui să cuprindă mai multe aspecte. Pe de o parte, care e legătura între logodnă și căsătorie, și o să las pe colegii mei să se exprime, iar accentul pe care l-a spus în ceea ce privește aliniatul 1 de la articolul 266 se referă la natura promisiunii reciproce. De aici ar trebui să ne punem o sumedenie de interogații, de genul dacă această reciprocitate presupune aceeași reciprocitate în materie de căsătorie sau este suficient doar în materie de logodnă reciprocitate, urmând ca în materie de căsătorie să fie doar un raport de natură unilateral. De asemenea, așa, după tipicul celorlalte instituții care preced contractul, s-ar pune problema dacă logodnă ar putea să fie calcheată după pactul de promisiune, după promisiunile unilaterale și, de asemenea, care ar fi sancțiunile din punctul de vedere strict al acestei viziuni de antecontract. Nu mai vorbim la cine. De fond ale acestei promisiuni. Alineatul 2 nu este o reglementare profesională și poate privită la instituția e adevărat, legătorii ce au măsură de fapt, vorbește de dificil din condiții de fond pentru ierea căsătorii, dar fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă există o instituție de justiție, după acestea, trebuie să existate la ceea ce trebuie. Adică se acută metodul de vindecări de fapt în acest căsătorii, cu excepția avizului medical sau pericării medicale de justiție. Care să vedem care este conținutul în urma de trimitere este tot un metodică și metodică, pentru că când lăsăm la o parte ceea ce este exceptată pe singura parte clară, în trecurile când am avizul medical și autorizarea în centru de vitele, se pune problema compatibilității și voinței reale ale viitorului cu privire la rezumul juridic al și condițiile de fond ale negurnei prin raportarea la căsătorie. Iar de fiecare dată când parcurg textele mă frapează de la bun început, ceea ce nu mi se pare evident, spre exemplu împrejurarea că articolul 273 privind bigamia, în mod evident, este inaplicabil în materie de logodnă, împrejurarea că este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită, are în spate niște rațiuni ale legiuitorului și oprotirea unor valori sociale, care în mod evident nu pot fi aplicate nici direct, nici în mutat dignitate, nici în materie de logodnă. Prin urmare, analiza ar trebui să fie una foarte atentă pentru a vedea dacă și ce anume se aplică din dispozițiile la care face trimite norma evocată. Am văzut în contându-vă la această concluzie a colegului nostru Banel. Mai ales în literatura de specialitate s-a formulat un punct de vedere în sens contrar, și anume, 273 este un text toată materia căsătoriei, ce mai zice bigamia, deci încheierea unei noi căsătorii, odată, de către persoana de căsătorie, căsătorită. Unii autori s-au întrebat dacă nu cumva acest text este compatibil cu instituția logodnei, nu în sensul că ar fi interzisă încheierea, încheierea unei logodne cu o persoană care este căsătorită, că nu este interzis comentat acest aspect, dar piața a mers mai departe și s-a pus întrebarea dacă nu cumva este interzisă încheierea de către o persoană, a unei logodne, cu o persoană care este deja locuită cu altă persoană. Cum stăm? Din punctul meu de vedere, bigamia se referă
doar la încheierea unei noi căsătorii. Pentru că atâta timp cât articolul este foarte direct și spune foarte clar că se referă la căsătorie, nu vorbește nici într-un fel despre o promisiune de a încheia o căsătorie. Prin urmare, din punctul meu de vedere, poți să fii și căsătorit și să faci o promisiune de a încheia o căsătorie. Poți să fii și, cu atât mai mult, poți să fii logodit și să mai faci încă o promisiune de a încheia o căsătorie, cu consecințele care se extrag de aici, pentru că, din punctul meu de vedere, atâta timp cât cel puțin ești căsătorit și mai faci o promisiune de a încheia o căsătorie, știind că există un text de lege care interzice bigamia, ca să nu spun poligamia, este evident că intenția ta n-a fost serioasă. Deci, dacă poți să spui că a fost în condiția divorțului, adică ai putea să spui că promisiunea de a încheia o căsătorie ulterioară, logodnă, deci logodnă, vorbesc despre promisiune căsătorie, deoarece în momentul respectiv ai putea să consideri nu puterea credinței. Am sperat că o să reușesc să divorțez, prin urmare am încercat să antrenez o nouă căsătorie pentru a nu rămâne necăsătorit pentru o lungă durată de timp și atunci am fost foarte diligent, am depus toate măsurile, am promis cuiva drag în principiu, pentru că se presupune, cel puțin din punctul nostru de vedere, că este o cauză întotdeauna senzațiile plăcute pe care le trăiesc persoanele cărora le promit așa ceva. Prin urmare, ai încercat să-ți păstrezi relația respectivă, știind că căsătoria în care erai implicat în mod involuntar, să spunem așa, pentru că voluntar nu mai vrea să fie acolo, nu se încheiasă încă. Adică nu se încheiasă în sensul că nu încetase, la un moment dat discutam această problemă. Nu încetase căsătoria prin divorț. Păi nu mai încetase prin decès. Și atunci încerca să urma să desfate căsătoria tot prin intermediul divorțului și după aceea să pună în valoare promisiunea de logodnă. Dar se spuneam, dorobândă sub condiția suspensivă, înțeleg, a desfacerii de căsătorie din locul în care nu aici spuneam că insist foarte mult, aici e o deformare, pentru că lucrez mai mult pe dreptul internațional privat și în materia dreptului internațional privat, în cartea 7 a noului procediu dedicat de dreptul privat, nu se vorbește propriu-zis despre logodnă, ci în capitolul 2, foarte interesant, tehnica legislativă, capitolul 2 se numește Familia, secțiunea întâi căsătoria și prima parte a secțiunii dedicată căsătoriei se numește Încheierea căsătoriei, iar articolul 2585 din textul din capitolul respectiv se referă la legea aplicabilă promisiunii de căsătorie. Prin urmare, am această tendință permanentă de a vorbi despre promisiunea de a încheia o căsătorie și de a o vedea, cum mă gândeam tot timpul, ca o etapă obligatorie pentru realizarea modului. Reglementarea poliției internaționale privat chiar este sumată încheierii căsătoriei, ca instituție promisiunea, dar nu cum este în partea nu, de drept în aici, unde logodna în capitolul 2. Da, deși și aici apare titlul 2 căsătoria, capitolul 3 logodna. Dreptul internațional privat cred că face un pas mai mare, în sensul că cei care legiuitorul de drept internațional privat a fost mult mai diligent, înțelegând de fapt menirea instituției promisiune, pentru că vrea să dă o sensă mult mai puternică. N-aș vrea, domnule, să vedeți că puteți să acest aspect legat de posibilitatea de a aplica noi consumatori dispozițiile de la bigamie în legătură cu logodna. Aici apare să degaje ideea că se trebuie de ce ai evocat în această specialitate, că nu e o problemă, că fiind logodit, să încui o logodnă cu o altă persoană. Și vreau să stabilim lucrurile astea, deci practic asta logodește cu B și tot asta logodește cu C, ca să nu ceva. De ce e important acest lucru? Pentru a vedea și a ne convinge dacă gestul A, care logodit fiind cu B, se logodește ulterior cu C, poate a fi asimilat unei ruperi a logodnei lui A cu B ca o rupere abuzivă, care pune probleme practice foarte importante din punct de vedere al lui 269. Deci de aceeași părere că... Eu sunt de părerea opusă, domnule profesor. Vede mai întâi că persoana căsătorită nu poate să facă comisiune de căsătorie, deși orice persoană ar putea să facă o comisiune de căsătorie, are acest drept, așa. O priviți ca un căsătorie a dar, obligații de fidelitate, cumva, față de soț? Nu, nu neapărat. Cred că este un articolul 15 din Codul Civil. Cred că acest drept de a încheia o logodnă ar fi exercitat în mod excesiv, nerezonabil. Nu cred că este rezonabil
Dar ce o însemna asta, o stabilă judecătorie, cred că este rezonabil ca o persoană căsătorită să promită printr-o logodnă că se va căsători cu altă persoană. În ce privește dubla logodnă, cred că, într-adevăr, având în vedere că potrivit articolului 267 alineatul 3, ruperea logodnei nu e supusă niciunei formalități, cred că, într-adevăr, încheierea unui noi logodnă, în condițiile în care ești deja logodit, are o semnificație foarte limpede, că dorești să te căsătorești cu altă persoană. Nu mai dorești să te căsătorești cu prima, fiindcă nu te poți căsători cu amândouă, fiindcă ai intrat în ipoteza bigamiei. Deci, practic, suntem ca la testament, dacă doriți. O revocare implicită de de fapt, este o rupere a primei logodne, un cuvânt foarte data interesant. Data ruperii primei logodne este data gesturi de a face a doua logodnă sau este data la care a comunicat primul logodnic? În speță, da. Data la care a comunicat primul logodnic. Se pare că e exagerat, pentru că dacă nu te cunosc, nimeni nu te poate privita să încerci o căsătorie poligamă, bigamă. Cu sancțiunea de a... sancțiunea specifică. Întotdeauna trebuie că aici poate să existe un tot de bună credință. Cum e bănuiesc că nu puteți să fiți împotriva logodnicului de bună credință. Ce nu știe, din punctul arătat, că era deja un logodnic, deci este un logodnic de bună credință, care, când îi se promite, în mod corect, din punctul lui de vedere, chiar de către o persoană căsătorită, că se va căsători și va fi ea. Dar avem o logodnă putativă, cum? Asta am vrut să spun. De ce nu putem să extindem acest lucru și la logodnic? Și atunci, până la urmă, care este scopul nostru? Scopul nostru, din punctul meu de vedere, este să protejăm bună credință. Iar atâta timp cât o persoană este de bună credință și își dorește să realizeze această căsătorie, această logodnă, eu nu consider că putem să demolăm această bună credință a persoanei prin simplu fapt că o persoană mai era logodită. S-ar putea, există atunci, într-adevăr, am putea să spunem că există un conflict de interese între cei doi logodnici înșelați, să spunem, în textivele. Pentru că s-ar putea ca între timp să se răzgândească cel care a făcut o dublă promisiune și cum îl sancționăm. Dându-i posibilitatea să renunțe, să spună, îmi pare foarte rău, am revocat prima logodă, prima promisiune, prin faptul că am promis celei de-a doua persoane. Nu mi se pare corect. Pentru ipoteza analizată, A se logodește cu B și A se logodește cu C. Pentru ca logodna ulterioară cu C să ducă la ruperea logodnei cu B, cred că ipoteza corectă ar fi aceea că ruperea logodnei devine cunoscută lui B. Da. Manifestarea tacită de voință și subiectivă a lui A, necunoscută de B, nu poate să ducă la ruperea unui act juridic bilateral și atunci, într-adevăr, această ipoteză învederează existența institutului juridice al logodnicului putativ, care, din păcate, în exercițiul de el, nu are protecția juridică pe care același cod civil o prevede în cazul căsătoriei putative. Dar are că are să activează 269, răspunderea pentru ruperea legării. Dar e rupere... Avem o rupere a legării, trebuie să face logodna nouă, avem o rupere a celei din întâi. Da, se activează răspunderea. Domnule Vasile, nu cumva se confundă cumva două plane, pentru că avem chestiunea încheierii logodnii. Adică, mă refer acum la situația, tot ce s-a oabe zice, A se logodește cu ce? Între părți, din spune și 266 alineatul 3, încheierea logodnei nu e supusă nici unei formalități și poate fi dovedită cu orice micro de probă. Cumva rezultă discuția noastră că trebuie analizată și demisiunea opotabilității logodnei, ar trebui să formalizeze opotabilitatea. Da, asta este o mare scăpare a legii și am să revin asupra ei, dar aș vrea să fac anumite completări, deși în principiu sunt de acord cu, în special cu poziția domnului prodecan Bugrea. Cred că ar trebui, și asta e altă scăpare a legii, așa cum există la poligamie, ar trebui să fie introdus și încetățenit. Și aici un termen gen polilogodnă, pentru că... Plurilogodnă, mă rog. Deci plurilogodnă, cred că și asta de fapt... discutăm aici, cred că este cât se poate de posibil și am mai multe argumente, dar înainte de toate vreau să fac o remarcă că de fapt când ar fi vorba de o succesiune de logodne și logodnicii n-ar fi prezenți, cred că ar trebui să aplicăm dreptul comun, care e vorba de receptarea acceptării, de unde ar trebui să nu considerăm că automat la momentul când s-a încheiat a doua logodnă se desface a treia și așa mai departe. Aveți în vedere și logodna încheiată între absenți. Exact.
între prezenții greu de imaginat că se va rupe o logodnă. Atunci, Marcitea ar trebui să admitem polilogodna pentru că, în ciuda exprimării de la liniatul întâi, la articolul 266, în definitiv, logodna nu este un act. Este o promisiune care ar putea fi înțeleasă ca fiind un fapt. Iar soții, ca și logodnicii, pot să facă ce fapte vor ei. În consecință, cred că pot să fie o succesiune de logodni. În ceea ce privește opozabilitatea, spuneam de la început că ar trebui imaginat un sistem și cred că cei mai competenți notarii publici care ar trebui să gândească la un nou registru, dar să nu se creeze cumva confuzii cu registrele care există deja în materie de regimuri matrimoniale și, de asemenea, ar trebui discutată, dar în mod serios, dacă chestiunea asta este o treabă de stare civilă pentru a trebui modificate textele de lege și în ceea ce privește registrele de stare civilă. Este evident că până la momentul în care se vor înființa noi registre cu care, de altfel, Codul Civil ne-a obișnuit, că sunt vreo 15 pe acolo, dacă le numărăm pe toate, ar trebui să aplicăm dreptul comun, de unde rezultă că întotdeauna un logodnic succesiv, să spunem, un exemplu din noastră ce, va fi considerat de bună credință chiar dacă știa că logodnicul său cu care s-a logodit era deja logodit, pentru simplu motiv că e vorba de un fapt. Și, în consecință, în materie de fapte, toți suntem de bună credință. Asta este punctul. Dar cu aspectul acestui registru special, Registrul Național al Logodnelor sau al logodnicilor, asta ar crea o problemă de costuri a logodnei, pentru că ar obliga fiecare persoană care vrea să încheie o logodnă să verifice mai întâi registrul. Mi se pare... Dar asta ar denota și mai mult seriozitatea. Pentru că în momentul în care îi faci aceste demersuri pentru înregistrare, ar însemna că te gândești cu adevărat serios la logodnă. Singură observație aici, punctuală, în ipoteza în care darurile făcute în considerarea logodnei ar fi și bunuri imobile, în opinia mea se impune întabularea în cartea funciară a logodnei, pentru că numai așa ruperea ei va duce la rectificarea corespunzătoare a cărții funciare. Pe o notare, în partea a treia, spune Patrice, să mă corectați, sunt că veniți din zona Ardealului și... Practic, lista actelor și faptelor supuse notării potrivit 902 alineatul 2 din Codul Civil este și nu este limitativ. Articolul 903 permite să fie menționate alte fapte care au legătură cu imobil. Cum ar fi, în opinia mea, ar fi un fapt logodnă. Asta este o viziune care merită comentată dacă e un fapt juridic sau este totuși un act juridic, un contract. Exista o variantă, să fie un quasi-contract. Și s-ar putea ca, de fapt, legiuitorul să fi simțit acest lucru pentru simplu motiv că acolo unde a reglementat sau în titlul secțiunii unde sunt tratate în mod clasic contractele, s-a folosit denumirea de fapt juridic licit. Deci a vrut să se evite, în definitiv, denumirea de clasic contract. Dar această evitare, eu cred că își are originea și în materie de logodnă, pentru că nu prea mergea să se spună în titlul despre familie, despre fapte juridice ilicite. Și atunci s-a preferat un termen care este cel puțin ambigu, logodna, care poate să inducă în eroare în ceea ce privește natura sa juridică. De aia s-a și folosit cuvântul reciproc, nu promisiune sinalagmatică sau alt termen practic încetățenit în materie de promisiuni. Adică atunci când e vorba de acte juridice, propriu-zise de contract, se vorbește de promisiuni sinalagmatice, nu reciproce. Eu am un dubiu aici. Acum, dacă toți suntem juriști și se batem în mod serios lucrurile acestea, trebuie să analizăm cuvântul darul. Adică, dar se referă la sensul acela clasic de dar... dar obișnuit, dar de nuntă, nu știu dacă putem să includem în categoria darurilor bunurile imobile. Articolul 268 face o discuție foarte interesantă, pentru că practic sunt două categorii de daruri și o să vă invit să vă exprimați dacă darul în sine este o condiție de validitate a logodnei. Legiuitorul spune că în cazul ruperii logodnei sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau pe durata acesteia. În vederea căsătoriei, deci avem darul antelogodnă, da. Avem darul postlogodnă, dar ante căsătorie și zice nu sunt supuse restituirii, exact. Darurile obișnuite.